Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit la prăjituri cu camelia și bucate gustoase și nu numai, facem și altfel de rețete. Astăzi o să facem săpunul cu frunze de dafin, cu frunzulițe de dafin. Acesta este. Ia uitați ce bine arată. Și să vedem de ce ingrediente avem nevoie și modul de preparare. Să-l facem împreună. Se face foarte repede. Se realizează la rece. Așa. Și să vedem modul de preparare. Vom avea nevoie de 1 kg de ulei, 300 de apă, 130 de sodă caustică. Vom mai avea nevoie de 10-15 frunzulițe de dafin, cam această mărime, așa, ale mele sunt proaspete, dar puteți folosi și frunze uscate, și câteva picături din uleiul făcut de noi, uleiul de dafin, vedeți? Toate rețetele le găsiți la uleiuri, la tratamente pentru păr, la săpunuri, le găsiți pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Acolo vă așteaptă peste 700 de rețete. Distribuiți, comentați și să vedem modul de preparare. Acest săpunel la rece, realizat la rece, o să-l facem în direct. Nu este prima dată când îl fac în direct cu voi. Am făcut și de lămâie, și de lavandă, am făcut și de urzică. Așa. Și astăzi vom face din frunzulițele de dafin. Și vom avea nevoie la 1 kg de ulei de măsline. Deci uleiul de măsline. Eu aici fac un sfert de cantitate, dar eu vă spun cantitățile la kilogram. Deci la 1 kg de ulei de măsline o să punem 130 de sodă caustică și 300 de apă. Și dacă facem un săpun normal, simplu, noi având în vedere că îl facem din foițele noastre de dafin, în apă, deci în 300-350, o să punem 5-6-7 foi de dafin în apă și punem la fiert. Bună ziua, Elena! Bine ai venit și bine ați venit tuturor! Și o să punem la fiert și o să lăsăm circa un minut la fiert. Apoi acoperim și lăsăm o oră, o oră și jumătate, două, în infuzie. Și o să avem un ceiuț, așa, o infuzie de genul acesta. Cu cât stă mai mult, cu cât își schimbă culoarea ceaiul. Această infuzie de dafin. Și eu mi-am cântărit aici, am pus. Așa. Dar dacă facem, de exemplu, din aloe, cum am făcut săpunul din aloe. Eu am scos pulpa de aloe și am pus 150 de apă și 150 de pulpă de aloe. Deci am pus împreună. Și am făcut 300. Așa. Și o să mai avem nevoie de puțin câteva picături de ulei de dafin pe care l-am făcut noi împreună. Tot așa făcut la rece cu frunze de dafin uscate. Și atât. Și să începem. Începem încet, încet. Eu am să-mi pun ochelarii. Așa. Îmi pun ochelarii pe ochi. O să mai avem nevoie și de instrumente, așa, de linguri, ca să amestecăm. Sau bețișoare, linguri de lemn. Deci, nu le folosiți în bucătărie. Eu le am acestea doar pentru săpun și formele din silicon care se fac urâte și nu le putem folosi la prăjituri, eu le folosesc la săpun. Nu reușesc să vorbesc cu ochelarii. Așa. Am să-mi pun și mânușile și ochelarii și să începem. În momentul când o să amestecăm infuzia noastră de dafin cu soda caustică, temperatura o să se ridice foarte tare. Și să fiți atenți, 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 atenți. Amestecăm până se topește bine, bine soda caustică și apoi o să amestecăm cu uleiul de măsline. Și după aceea mixăm cu acest mixer ca să formăm săpunul nostru. Și ne punem
ochelarii. Așa. Ne punem și mănușile. Așa, intră greu că sunt puțin transpirată de la căldură. Așa, ia să vedem dacă intră. O să-mi pun puțină făină pe mână, că nu intră așa. Să punem puțină făină. Au! Sau puțin amidon. Mi-am dat cu puțină făină pe mâini, ca să pot să-mi pun mânușile. Așa, acum intră. Acum intră mai repede. Așa, am dizolvat și cu mânușile. Și acum, aici avem uleiul nostru de dafin, făcut de noi. Aici, cum am spus, bună ziua, bună ziua, bine ați venit în bucătărie la Camelia, la prăjituri cu camele și bucate gustoase și nu numai, noi facem și alte. Și alte rețete. Astăzi o să facem o rețetă de săpun la rece cu foi de dafin. Acesta este săpunelul, vedeți? Așa. Făcut la rece. Și în forme de silicon, care nu le folosiți la prăjituri. Și vom avea nevoie, cum am spus, la 1 kg de ulei. Bună ziua, Vicky! Bună ziua, Vicky! Bună ziua tuturor și bine ați venit! La un kilogram, eu fac doar un sfert de porție de la rețetă, deci la un kilogram de ulei vom pune 130 de sodă caustică și 300 de apă. Eu, în loc de apă, astăzi am făcut o infuzie din apă cu foi de dafin. Vedeți? Punem așa, punem la fiert, pe foc, și lăsăm un minut, acoperim și lăsăm să se odihnească circa o oră, oră jumătate, două, cât credeți. Așa am să dau deoparte și o să-și schimbe culoare, vedeți? Așa se face. Cu cât stă mai mult, cu cât se face, își schimbă culoarea. O să-l pun aici și aici am doar un sfert din toate cantitățile pe care vi le-am spus. Și acum începem cu mare, mare atenție. O să punem infuzia noastră de dafin peste soda caustică. Încet, încet. Așa e, să țin și foile. Așa. Și amestecăm, am să amestec un bețișor, așa încet, până se topește soda caustică. Vedeți? Ia uitați. Trebuie să se topească. Se face foarte ușor, foarte, foarte, dar trebuie mare, mare atenție. Așa, aveți grijă că, ia uitați, crește temperatura și să aveți grijă și la nas, să nu mirosiți direct din, de aici. Așa. Am să mai pun așa într-un vas. Așa. Și amestecăm. În momentul când s-a topit soda caustică și a mai scăzut puțin temperatura, o putem pune în acest ulei de măsline. Puteți lăsa uleiul și rece sau îl puteți încălzi puțin. Eu îl fac astăzi cu uleiul rece. Și apoi o să adăugăm câteva picături din ulei de dafin. O să mă dau așa mai departe. Așa. Ia să vedem dacă s-a topit. Mai amestecăm puțin. Mai lăsăm așa puțin. Ia să-mi dau deoparte. Așa. Și îl punem în formă. Și a doua zi le scoatem. Și săpunul trebuie lăsat înainte de a fi folosit circa 40 de zile. Deci 40-60 de zile să se usuce bine, bine. Altfel ne rănește la piele. Așa. Și tot timpul când folosiți o plantă nouă, fel de fel de plante care sunt bune pentru sănătate, să întrebați și medicul. Tot timpul trebuie să întrebați medicul, să vedeți, puteți folosi acea plantă, este bună. Așa.
S-a topit soda și cu infuzia de dafin și acum o vom pune peste uleiul nostru. Așa. Voi adăuga și câteva picături de ulei de dafin. Cam 3 pipete am să adaug. Vedeți, cam așa. 3 pipete. Așa. Punem aici, dăm deoparte. Acum băgăm în priză. Și să mixăm încet, încet. Eu am să mai pun așa într-un... Așa, am să pun în două. Să fac puțin zgomot. Încă puțin și este gata. Vedeți cum și-a schimbat consistența? Ia, uitați și culoarea. Așa. Mai amestecăm puțin. Ați văzut cum sare? Ia, uitați. Atenție, atenție, să facem mai încet. Vedeți? Trebuie să se îngroașe puțin, să fie ca o smântână groasă, groasă. Cam așa trebuie consistența. Și mai amestecăm puțin. Se poate face și amestecând cu mâna, dar durează foarte mult. Foarte, foarte mult. Am încercat odată și durează. Așa, cu mixerul vertical este foarte ușor de făcut și se face foarte repede. A început să se facă ca o cremă. Vedeți cum este pe mixer? Așa, mai amestecăm. Încă nu este gata. Trebuie să fie un pic mai gros. Încă puțin. Încă puțin și este gata. Ia să mai dau așa cu mâna, că aici mi-a ajuns pe mână. Trebuie atenție, să fiți atenți. Singura problema aici este atenție mare. Vedeți? Este gata. Scuturăm. Scoatem din priză. Încet. Așa. Și acum dăm deoparte. Și ne pregătim forma. Deci eu am făcut doar un sfert din compoziția de care v-am spus. Așa. Și vom pune în forme. Să vedem. O să ne iasă două, trei forme.
Ia uitați, vedeți cum arată? Ca o smântânică groasă. Ia să dau mai aproape să vedeți. Așa. Și punem așa. Una. Două. Batem puțin. Așa. Și acum să mai punem, să mai facem unul. Să punem așa aici în față. Un mic, 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 să vedem. Punem restul. Deci 4 săpunele or să iasă dintr-un sfert. Deoparte. Și mai batem puțin. Așa. Și acesta este săpunul. Și îl lăsăm la... până mâine. Îl acoperim așa cu o foaie. Și îl lăsăm. Și mâine îl scoatem din formă. Să-l scoatem împreună. Și o să iasă așa. Vedeți? Și trebuie lăsat 40 de zile înainte de a fi folosit. 40, 50, 60 de zile. Cu cât stă mai mult, se usucă și este numai bun. Aceasta este rețeta de săpun la rece cu dafin, cu foi de dafin, vedeți? Așa, ia să-mi dau și ochelarii jos. Oh. Așa, nu sunt obișnuită cu ochelari. Și cu uleiuri. Pe canalul meu de YouTube, care are același nume, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase, acolo găsiți și săpunul tot la rece, făcut cu lămâie. Am două rețete, una cu zeama de lămâie și cu coajă de lămâie proaspătă, așa, tot de lămâie, făcut cu ulei de lămâie, ia uitați, cu ulei de lămâie, deci fără zeamă, făcut doar cu așa, cu tot, cu pulpă, cu tot și mixat foarte bine. Apoi am uleiul de urzică, săpunul cu ulei de urzică, ia să vedem unde, că eu le-am pe toate aici. Săpunul cu ulei de urzică, pus tot așa, cu pulpă. Le găsiți toate pe canalul de YouTube și toate sunt făcute la rece, să știți, săpunelele. Cu ulei de urzică, apoi am... Ia uitați că am și în grădina, am cules dimineața, să-mi dau și mărușile jos, cu lavandă. Așa. Cu uleiul de lavandă. Aici am cu avocado. Așa, deci uleiul de urzică. Apoi am săpunul cu aloe, tot făcut la rece, cu pulpă de aloe. Să știți că este foarte, foarte bun. Săpun cu cimbru am făcut, tot așa, am pus cu tot cu planta. Am făcut uleiul de cimbru și am pus, ia uitați, ulei de cu coji uscate de portocale și de lămâie. Să știți că aceste uleiuri sunt foarte bune și ca condimente, să condimentați cărnița în salată, sunt foarte bine. Acesta este uleiul de nalbă, făcut cu voi împreună. Acesta de avocado, vedeți? Eu le fac așa. Astăzi am pus și am făcut cu flori, ia uitați, cu flori proaspete. De lavandă, vedeți? A culese dimineață, ce parfum. Și am pus aici floricele în interior și asta este făcută la cald, la baie de abur.
acesta. Celelalte sunt făcute la rece. Așa. Ia uitați, de mimoză. Ulei de mimoză. Puteți condimenta și în bucătărie, nu numai pentru corp. Eu le folosesc și pentru față, și pentru unghii, și pentru păr. Acesta este de păpădie ulei. Vedeți? Ulei de păpădie. Făcut tot cu voi indirect. Acesta este ulei de nalbă. Am făcut de două ori. Am făcut de două ori cu voi. Așa. Și aici avem de toporaș. Vă aduceți aminte cum am cules toporașii? Așa. Și le puneți la întuneric și din când tot așa trebuie să stea 15-20 de zile la întuneric după ce puneți plante uscate. Și din când în când vă duceți și mai amestecați. Mai amestecați. Așa faceți cu toate. Așa. Acestea sunt uleiurile. Ia uitați. Dacă ați ști ce frumos miroase, abia culeasă dimineața din... Am două vase cu lavandă. Așa. Acesta este săpunelul. Așa. Mâine îl scoatem împreună din formă. Vedeți? Îl scoatem din formă să vedeți. Se scoate foarte ușor și apoi îl puneți într-un loc uscat. Să se usuce, circa 40 de zile. Îl puneți în hârtie sau într-o cutie de carton acoperit, într-un loc uscat și după aceea îl puteți folosi. Am devenit ca să scoatem săpunul nostru din formă. Și, ia uitați, săpunel cu dafin. Vedeți? S-a uscat puțin. Îl punem, deci îl scoatem din forme. Și acum o să-l punem la uscat, circa 40 de zile, 40, 50, 60 de zile, ca să-l putem folosi pe piele, pe față, pe corp. Și să-l scoatem din forme pe tot. Ia uitați, scoatem așa împreună să vedeți cum se scoate. Ia uitați, vedeți? Și marginile ce? Se le dăm jos, ia uitați. Săpunel cu dafin. Așa. O să mai scoatem încă unul. Ia uitați-l. Așa. Săpunel cu dafin. Săpun cu dafin. Vedeți? Acesta este săpunul nostru. Săpun cu dafin. Ia uitați ce bine arată. Acum îl lăsăm să se usuce circa 40 de zile și după aceea îl putem folosi pentru corp. Eu vă doresc multă, multă sănătate. Vă mulțumesc din suflet pentru vizionare și că mi-ați fost alături. Sper să încercați această rețetă și distribuiți. Să cunoască cât mai multe persoane această rețetă și să o facă. Și vă mulțumesc din suflet, vă mulțumesc din suflet pentru vizionare, pentru distribuire, că sunteți alături, că mă urmăriți în fiecare zi. Eu vă îmbrățișez cu mare, mare drag, vă pup dulce, 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 dulce și vedem cu următoarea rețetă. Lăsați mesaje în comentarii de unde mă urmăriți. Și ce alte rețete doriți să facem împreună. Și ne vedem cu următoarele rețete. Vă aștept în comentarii. Vă pup și vă mulțumesc din suflet. La revedere, o zi frumoasă în continuare. Pupici, pupici cu săpunel, pupici.